Executivul primăriei Sighet și Consiliul Local s-au întrunit ieri din nou în ședință. Nici de această dată aleșii locali nu au căzut de acord la proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi, deoarece pe de-o parte consilierii locali PSD îi acuză pe ceilalți consilieri că blochează dezvoltarea orașului prin nevotarea proiectelor de hotărâre, iar pe de altă parte consilierii locali PNL, USR Plus, PMP, Pro România și UDMR susțin că nu este comunicare între executiv și Consiliul Local, iar câțiva consilieri le-au cerut primarului Vasile Moldovan și viceprimarului Daniela Onița Ivașcu să se întâlnească și să-și rezolve problemele ca să poată colabora. Înainte de a intra în ordinea de zi, am solicitat acest cuvânt pentru că văd că pe marginea acestor proiecte am mai discutat. De aceea vreau să fac un apel public în numele meu. Am ajuns consilier local pe lista Coaliției pentru Maramureș și am crezut că voi veni aici să-mi pun în valoare calitățile care le-au pe domeniile care le stăpânesc și buna credință. Eu cred că ce facem noi în ultima perioadă în Consiliul Local numai treabă nu face pentru ceea ce trebuie în oraș. De aceea, eu vreau să invit astăzi la o discuție cu mine, pe domnul primar Moldovan și pe doamna viceprimar Onița Ivașcu și la acea discuție aș vrea să participe doamna Ildi Bereș. Dacă o să fiți de acord domnul primar și doamna Ivașcu, după ședință putem să avem o discuție punctuală, pentru că în condițiile actuale, la modul în care noi luăm hotărâri sau nu le luăm, noi facem mai mult rău orașului decât în alte situații. De aceea ne-am rezervat acest drept, consider că am dreptul moral, pentru că am o anumită vârstă, am avut o anumită activitate și n-aș vrea să particip la ședințele Consiliului Local, pur și simplu ca un pai, sau pur și simplu să aprob anumite lucruri care nu sunt de aprobat. De aceea vă rog foarte frumos să acceptați invitația mea la un dialog. Doamna Ildi Bereș, am considerat că trebuie să fie, eu sigur, din coaliție de partea lui domnul Moldovan. Doamna Ildi Bereș, vă vota pe dumneavoastră, doamna Ivașcu. Eu vă garantez că eu sunt imparțial, pentru că aici nu este vorba de interes de partid, este interesul comunității. Mulțumesc frumos! Mi-aș dori enorm ca propunerea domnului consilier dr. Ștepanca, ca după întâlnirea noastră de aici să întâlnească cele trei persoane, să fie benefică și la următoarea ședință să vedem aici că suntem cei 24-25 că suntem în sală, plus cei care vin din public, porniți pe parte foarte mare. Și o parte și alta are dreptate ei. Deci nicăieri în viața asta nu o să găsiți că un om care are doar dreptate și nu sunt și probleme de realizat. Dar aceste lucruri se pot realiza, pot să-mi permit să zic, dragii mei, colegi aici, dacă toți venim credibili aici, cu credință, că vrem să facem ceva pentru Sighetul Marmației. Și v-am spus și data trecută, vă spun și acum, noi, din punct de vedere individual, dacă suntem luați, toți avem realizări. Din punct de vedere global, deocamdată nu am demonstrat. Eu sper că după ședința de astăzi, la următoarea ședință, din fericire, urmez să fac luna viitoare eu președintele comisiei și sper să fiu vesel, așa, să putem să mergem mai departe. Deci și problemele care le-a spus domnul primar, și problemele care le-a spus domnul viceprimar, și problemele consilierilor, toate trebuie luate în considerație și vedem unde trebuie să lăsăm, unde trebuie să acționăm și să mergem înainte. Că deja avem un dosar proiectele pentru o lună, sau pentru două luni, sau pentru trei luni. Timpul, știți dumneavoastră, trece foarte repede. Și, la urmă, timpul o să ne pedepsească.
Pentru că dacă noi nu acum nu facem drumurile, dacă acum nu rezolvăm fațări de la credit, dacă nu facem școli de gândiță și celelalte, se vor degrada și vor fi și mai mulți bani și mai multe probleme de rezolvat. Vă rog respectuos pe amândoi, găsiți o soluție, lăsați, vă știu personal pe amândoi, sunteți oameni de mare valoare, lăsați problemele și veniți aici pentru ce sunteți spuși aici. Primar, viceprimar și noi ceilalți să ascultăm și care e mai bună ideea. Nu contează pe a primarului sau a viceprimarului, dacă este benefică, hai să mergem înainte. Nu știu interesul cui este ca noi, începând din luna septembrie, să facem show sighetenilor, că asta facem. Știm toată lumea care este părerea sighetenilor. A zis domnul coleg Ștefan ca mai înainte că mă solicită și pe mine la întâlnire că am votat-o pe Dana. Da, am votat-o cu încrederea că o să avem un consilier care gândește, are idei, o să fie susținut de noi, de noi toți că suntem consilieri, un viceprimar care este la guvernare și aduce bani. La ora actuală eu nu văd din tot ce ne-am propus noi și încrederea pe care am dat în acești oameni să fi realizat noi aici ceva. Și acum discutăm aproape de o oră o problemă care știm că și așa nu o să fie votat pentru că nu o să fie quorum și toată discuția asta o facem ca să aibă sighetenii sau unii să scrie în Facebook. Nominal, ei nu au votat pentru că, celălalt nu a votat pentru că nu și iarăși... Nu este vorba, n-am nominalizat cine. Deci n-am nominalizat cine. Dar este rușinos pentru noi, pentru sighetenii. Dacă nu suntem în stare să ne unim, să discutăm, să fim de acord asupra anumitor probleme, care într-adevăr sunt a sighetenilor, haideți să mergem acasă să nu facem show. Pentru că și acum stăm de 45 de minute, știm foarte bine, ajungem la vot, nu o să treacă niciun proiect. Este imediat a doua sau a treia ședință când n-a trecut niciun proiect. Mai are vreun rost să ne întâlnim? Nu, eu vă întreb. Deci, căutați soluții. Deci trebuie să ajungem la un consens, cumva, să ne înțelegem, pentru că toată lumea vine cu idei, are idei și are... Fac un apel la domnul primar și la doamna viceprimar, la consilierii PSD și PNL. De ce noi? Tot joc. De 6 luni facem circ. Compromitem instituția primarului, aduce primarul, consiliul local, din această mizerie care se poartă aici între noi. Gata, stop joc, repet. Dacă vreți să înțelegem, altfel oamenii vor arunca cu pietre după noi. Din ce? Tot în cadrul ședinței de Consiliu Local de ieri, unul dintre consilierii locali ai Coaliției pentru Maramureș a anunțat că își dă demisia în semn de protest. Este un război continuu între primar și Consiliul Local. Consiliul Local, prin majoritatea formată, are un singur obiectiv, să blocheze primarul și inițiativele primarului. Când a blocat primarul? Când a blocat domnul Petru? Lăsați domnul Petru Mare! Da, vorbiți când vreți, vă ascult de 6 luni tot ce te pita, da? Bun. Deci eu văd un Consiliu Local în care să face strict politică, să face o politică a interesului de grup. Orice acțiune a primarului este blocată. Dacă tot se vorbea aici de legi, de cod administrativ, primarul are două mari atribute pe nou cod administrativ. Partea de organigramă, reorganizarea primăriei și a instituțiilor subordonate și bugetul. Păi, măi fraților, cum poate primarul să-și pună programul pentru care a fost ales? Apropo, primarul e singurul care e ales prin vot direct de cetățeni. Noi, de aici, am fost pe niște liste de partid. Unii pitiți acolo, scris mărunt. Da, dar ai fost pitit. Nu, și dumneata ai fost pitit. Și dumneata. Am o primite, domnul consilier Petru Maia, da? De ce nu lăsați domnul primar să-și ducă programul la capăt? Pentru că eu nu văd o soluție în acest moment, nu văd ieșirea din criză în semn de protest față de ceea ce se întâmplă, îmi dau demisia în această secundă, în acest Consiliu Local. Mulțumesc! Discutați de faptul că de 6 luni Consiliul Local blochează activitatea primarului. Țin să vă spun că primarul are 2 consilieri personali care pot consilia în orice proiecte pe care dorește dânsul să le întreprindă, unul dintre
dintre consilierii personale primarului fiind și dumneavoastră. Angajat pe poziție contractuală în cabinetul primarului. Bun. Și chiar vă felicit pentru această poziție și sper să faceți multe din această poziție de consilier primar. 2. Nu, acest consiliu local de 6 luni de zile nu pot să spun că a blocat nicio inițiativă a primarului. Am fost chemați în 2 ore să venim să votăm indicatori tehnico-economici. Am fost chemați pentru muzeu, proiect de îndelărare, am fost chemați pentru spital, proiect de îndelărare de 6 ani de zile. A apărut o singură problemă, urbana și controlul pe urban. Îmi pare rău că trebuie să vă spun dumneavoastră personal ați inițiat autorizare cu plângeri penale. Deci dacă doar în problema urbană stă acest oraș, credeți-mă, aveți o gravă problemă de percepție. Eu nu cred că orașul ăsta stă într-un singur proiect de hotărâre care se cheamă urbana. Ca să nu vorbim de faptul că avem și noi un punct de vedere. Și ține de esența democrației să acceptați și un alt punct de vedere. Nu suntem în totalitarism aici. Și la sfârșitul ședinței, consilierul Petru Rednic a declarat că își menține decizia de a demisiona din Consiliul Local Sighetul Marmației. Se vede cu ochiul liber ce se întâmplă în Consiliul Local, din păcate, din septembrie, de când, de anul trecut, din septembrie, de când a fost investit acest Consiliu Local. Există un scandal continuu, un război continuu între primar și Consiliul Local. Consiliul Local actual a înțeles să poartă un război împotriva primarului, să-l blocheze cu toate mijloacele, sub orice formă. Trebuie să fim conștienți de un lucru. Primarul acestui oraș, Vasile Moldovan, a fost investit cu încrederea cetățenilor. Are puterea executivă de partea sa. Consiliul Local este puterea deliberativă. Nu poate Consiliul Local să se erigeze în executiv. Eu consider că nu mai putem continua acest fel și în semn de protest mi-am dat demisia astăzi din Consiliul Local. Cred că răbdarea noastră, a mea personal și a majorității sighetenilor a ajuns la final. Cred că era singurul gest pe care puteam să-l fac de a atrage un semnal de atenție asupra ceea ce se întâmplă astăzi în Consiliul Local. Ce mesaj aveți pentru colegii dumneavoastră din Consiliul Local? E greu de spus. Sunt oameni așezați, oameni care au mai făcut parte din consilii locale, știu cum funcționează lucrurile. Ca și un sfat, așa, punctul de plecare al meu, le spun următor, să se pună la masă și să dea mâna cu primarul, să continue proiectele pentru oraș, să aducă inițiative bune, dar în același timp să aducă, nu doar să arunce în spațiu public că se poate face, că e foarte ușor de spus ce se poate face. Trebuie găsită și surse de finanțare, trebuie găsită înțelegere. Să-l sprijine și să-l lasă să-și ducă programul pentru care a fost ales la îndeplinire, nu să-l blocheze. Acesta este mesajul meu pentru Consiliul Local. Replicile acide au fost prezente pe tot parcursul ședinței, iar la finalul întâlnirii, primarul Vasile Moldovan a declarat că va iniția procedurile pentru dizolvarea Consiliului Local. Ținând seama de faptul că nu se respectă codul administrativ și nu se respectă primarul care trebuie să existe în instituție, se face toate demersurile prevăzute de codul administrativ pentru izolarea acestui Consiliu Local. Mulțumesc! Și noi vom face pentru primar! De asemenea, viceprimarul municipiului Sighetul Marmației a făcut un apel public prin care îi cere primarului Vasile Moldovan să îi dea atribuții. Aceasta spune că din 2 februarie, de când a fost aleasă viceprimar și până acum, încă nu a primit atribuții din partea edilului local.